Țările nu pot să-și blocheze pur și simplu populația pentru a învinge coronavirusul. Astfel, izolarea persoanelor nu este suficientă pentru a combate noul virus. O spune chiar expertul în situații de urgență al Organizației Mondiale a Sănătății, Mike Ryan. Acesta a mai spus că sunt necesare și măsuri de sănătate publică pentru a evita reapariția virusului. Pericolul existent chiar acum cu restricțiile este că dacă nu punem în aplicare măsuri puternice de sănătate publică atunci când restricțiile de circulație și blocajele vor fi ridicate, pericolul este că boala va reveni. O mare parte din Europa și Statele Unite au urmat exemplul Chinei și al altor țări asiatice și au introdus restricții drastice pentru a lupta împotriva noului coronavirus. Majoritatea lucrătorilor au fost sfătuiți să lucreze de acasă, în timp ce școlile, barurile, puburile și restaurantele s-au închis. Expertul în situații de urgență al Organizației Mondiale a Sănătății a mai spus că Singapore, China și Coreea de Sud, care au combinat restricțiile cu măsuri riguroase pentru a testa orice posibil suspect, au oferit un model pentru Europa, despre care OMS a spus că a înlocuit Asia ca epicentru al pandemiei. Mai multe vaccinuri sunt acum în curs de dezvoltare, dar doar pentru unul au fost începute teste clinice în Statele Unite. Întrebat cât timp va dura înainte să existe un vaccin împotriva noului virus, Mike Ryan a spus că oamenii trebuie să fie realiști. Trebuie să ne asigurăm că este absolut sigur. Vorbim de cel puțin un an. Vaccinurile vor veni, dar trebuie să ieșim și să facem ceea ce trebuie să facem acum, a punctat expertul în situații de urgență al OMS.